Clipe de groază într-o gospodărie din Sinaia, un urs a ajuns până aproape în casa unui localnic. Minute întregi a dat animalul târcu ale casei, în ciuda țipetelor localnicului. Nici câinele nu l-a speriat prea tare pe urs. Ursul a fost filmat când stătea liniștit în fața casei unui locuitor din Sinaia. Nimic nu părea să-l deranjeze. Animalul a încercat mai apoi să sară gardul și în altă gospodărie, dar a fost alungat de către proprietarul casei cu ajutorul câinilor. În imagini se vede cum omul strigă la urs și aruncă cu pietre spre el pentru a-l speria. Fui! Hai! Du-te la tine acasă! În ultima perioadă, numărul cazurilor în care urșii coboară în localități pentru a căuta hrană a crescut, mai ales în zona Valea Prahovei. Anul acesta, un bărbat care se afla la alergat a fost ucis de un urs în stațiunea Azuga.